Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare Python! Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile Python pentru construirea de algoritmi ce combină structurile secvențiale și alternative și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa 7-a. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură 4 numere întregi nenule și afișează pe ecran, pe linii diferite, suma celor pozitive și produsul celor negative, precedate de mesaje informative. Dacă șirul nu conține nicio valoare negativă, pe ecran se afișează suma valorilor pozitive și mesajul nu există valori negative. Dacă șirul nu conține nicio valoare pozitivă, atunci pe ecran se va afișa mesajul nu există valori pozitive și produsul valorilor negative. De exemplu, dacă valorile șirului sunt 1, minus 2, 3 și minus 4, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează suma valorilor pozitive este 4 și produsul valorilor negative este 8. Iar dacă de la tastatură se citesc valorile 1, 2, 3 și 4, atunci, în urma execuției programului, se afișează pe linii diferite valoarea 10 și mesajul nu există valori negative. Vor fi selectate pe rând valorile pozitive și cele negative. Cele pozitive vor fi însumate, iar cele negative vor fi înmulțite. Pentru rezolvarea problemei se utilizează variabilele întregi NR, S și P. Variabila S va fi folosită pentru calcularea sumei valorilor pozitive și va fi inițializată cu valoarea minus 1, iar variabila P pentru calculul produsului celor negative și va fi inițializată cu valoarea 0. În variabila NR se vor citi pe rând cele 4 numere întregi. Pentru fiecare valoare citită în variabila NR, se verifică, cu ajutorul structurii alternative IF, dacă valoarea curentă a variabilei NR este strict pozitivă. În caz afirmativ, se verifică dacă este prima valoare strict pozitivă citită și deci valoarea variabilei S este în continuare egală cu minus 1 și, în caz afirmativ, S preia valoarea variabilei NR. În caz contrar, la valoarea variabilei S se adaugă valoarea curentă a variabilei NR. Dacă valoarea curentă a variabilei NR este una negativă, se verifică dacă este prima valoare negativă întâlnită și se setează valoarea variabilei P la valoarea lui NR. În caz contrar, se modifică valoarea variabilei P la P înmulțit cu NR. La finalul programului, se verifică dacă valoarea variabilei S a rămas minus 1 și atunci se afișează mesajul nu există valori pozitive, iar în caz contrar, se va afișa valoarea variabilei S. Se procedează similar și pentru afișarea produsului elementelor negative din șir. Pentru programul realizat, dacă de la tastatură primul număr citit este 1, al doilea minus 2, al treilea 3 și al patrulea 4, se observă că suma valorilor pozitive este 8 și produsul valorilor negative este minus 2. La o nouă execuție, dacă valorile citite de la tastatură sunt 1, 2, 3 și 4, se observă că suma valorilor pozitive este 10 și nu există valori negative. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n cu 5 cifre și afișează pe ecran produsul cifrelor prime corespunzătoare acestuia, precedat de un mesaj informativ.
Dacă numărul N nu conține cifre prime, programul va afișa pe ecran mesajul "Numărul dat nu conține cifre prime". De exemplu, dacă N egal cu 23456, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 30, precedată de un mesaj informativ, iar dacă N egal cu 46894, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul "Numărul dat nu conține cifre prime". Dacă valoarea citită de la tastatură este 23456, atunci, din cifrele acestuia le vom selecta și înmulți pe cele cu valori prime. Mulțimea cifrelor prime conține valorile 2, 3, 5 și 7. În componența numărului nostru, cifrele prime, determinate, vor fi 2, 3 și 5, iar produsul acestora va fi egal cu 30. În programul prezentat se utilizează variabilele întregi N, UC și P. Variabila P va fi folosită pentru calculul produsului cifrelor prime regăsite în componența valorii variabilei N și este inițializată cu valoarea 0. Variabila UC va identifica ultima cifră a valorii curente a variabilei N. Se citește de la tastatură o valoare pentru variabila N, se determină în variabila UC ultima cifră a lui N, se verifică dacă este cifră primă și, în caz afirmativ, se verifică dacă este prima cifră primă întâlnită în numărul dat. Și, în caz afirmativ, valoarea variabilei P este inițializată cu valoarea variabilei UC. În caz contrar, se modifică valoarea variabilei P la P înmulțit cu UC. Se elimină ultima cifră din N cu ajutorul instrucțiunii N egal cu N /10 și se repetă procedeul de încă 4 ori. În felul acesta, toate cele 5 cifre ale lui N vor fi accesate. La finalul programului se verifică dacă valoarea variabilei P a rămas nemodificată și este în continuare egală cu 0, și în caz afirmativ se afișează mesajul "Numărul dat nu conține cifre prime". În caz contrar se afișează un mesaj informativ și valoarea calculată în variabila P. La execuția programului, dacă valoarea citită pentru variabila N este 12345, mesajul afișat va fi "Produsul cifrelor prime este 30", iar la o nouă execuție, dacă valoarea variabilei N este 46894, mesajul afișat de program va fi "Numărul dat nu conține cifre prime". Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural N cu 5 cifre și afișează pe ecran numărul modificat prin eliminarea cifrei din mijloc dacă aceasta este o cifră impară sau creșterea ei cu o unitate dacă este cifră pară. De exemplu, dacă N egal cu 28365, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 2865. Iar dacă N egal cu 28465, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 28565. Felicitări! Astăzi ai învățat cum poți construi algoritme elementari care combină structurile secvențiale și alternative în scopul rezolvării unor probleme.